Bună să vă fie inima, dragi oameni buni! Episodul de astăzi vreau să vă prezint man și să vă arăt în principiu cum să-i țeap un an. După cum bine vedeți, suntem aici pe Marketplace. Eu am la vânzare un Sony a 400 camere, o cameră excepțională, bai doi vreau să vă spun. Motivul pentru care uh, eu vreau să o vând nu este unul că nu aș mai, mi-ar mai fi folositoare. Dar să deam într un zi în pași și mă gândeam, Bă, cum ar fi să-mi fac un update la camera asta și să-mi iau eventual un Sony, tot un A6400, dar cu stabilizare. Pentru că singurul ei defect al acestei camere este stabilizarea. Așa că l-am pus pe Marketplace, unde vin de lumea mai multe prostii. L-am pus aici, deci începem cu începutul și începem chiar cu primul mesaj. Bă, deci cum am primit, cum, cum l-am pus, cum l-am postat acest anunț, cum am primit de la acest individ cer de prietenie, cer de prietenie. Omul nu există ca, identi, ca identitate, deci nu vă faceți griji că nu există pur și simplu omul ca... I vezi poza asta mică aici? Deci asta e, atâta e. Mai mult nu aveți. Au să aibă ceva prieteni și uh, ca să nu dea de bănuit, unele chiar nu au nicio poză, dar au prieteni ca să nu dea de bănuit că ar fi vreo țeapă. Și te întreabă dacă mai este valabil, că așa se dă marketplace-ul uh, Așa ți dă opțiunea acolo, să apeși direct pe buton, să nu mai... Da, și tu îi spui și răspunzi, îi spui că ies, da? Și mă întreabă ultimul preț, da? Bă, deci parcă e român, mă, deci, bă, nu știu. Și când se vând mașinile, nu, refuz să cred că e român, în fine. Și când se vând mașinile, cineva vine și ultimul preț. Deci când mai lași ca și cum ar veni. Bun, la care e scop că cu 900 vreau să o dau. I want to to ship to my address in London. Payment will be uh, a front to you. Adică să l plătesc înainte, să-mi trimis camera în Londra. And și spune că mai trebuie și 20 de lire pentru transport și pentru asigurare. Stii? Bă, până aici totul perfect, mă. Bă, până aici totul perfect, știi? Bă, omul vrea camera, am trimis... Bă, dar cine răspunde la întrebarea, bă, nu se mai găsești Sonia 6400 nu se mai găsește până în Londra? Cine răspunde la întrebarea asta, Sonia 6400 până în Londra nu se mai găsește? Adică asta se găsise cumpări de la mine, Sonya 6400 din Preston, el fiind în Londra? Mi-a bătut un pic la ochi. Bun. Prima oară că ok, da, știi? Will be paid in the bank transfer, I'll post în Royal Mail. De Deci el o să mă plătească în bancă și să-i trimit produsul prin Royal Mail. Până aici totul bine și frumos. Careva să zică vinde camera că oferă ca asta nu o să mai găsești veci, veci amin. Problema e în felul următor. Problema e că nu durează foarte mult timp și s-a întâmplat totul prea rapid. La modul la care omul mi-a și scris imediat, după ce l-am postat la 10 minute, mi-a scris omul să ia camera. Bă, deci l-am pus de ce minute și mi-a scris omul să ia camera, de bună la cap, adică, bă, 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 cât de repede este miști, cât, cât, cât de repede este miști. Era chiar în căutare foarte, foarte, foarte mare. Ceea ce m au uimit. Una la mână, două la mână. Un alt chestie care mi-a dat de gândit. Bă, camere până în Londra nu mai există. Deci gata, s-a terminat camerele de pe tot pământul. În Londra este ultima cameră. Este sonia așa ultima cameră. Ușiți în Presto, nu în Londra. Mă scuzați pe mine dacă e. Bun. Păi tot o regulă cum ar veni, da. Bă, prostia e că nu durează 5 minute și același individ, care are și ăsta foarte mare poză la profil, ea arată cam așa. Deci ea arată cam așa poza. O singură poză pe tot profilul că, bă, dacă vrei să vinzi și să faci chestii din asta pe online, trebuie să te și puțin cu ei vinzi. Știi? Adică omul ăla însprimă încredere. Eu de obicei vreau să vând la ușă. Adică nu vreau să să trimit și să gestic, că E mult mai complicat și mult mai sofisticați uh, sofisticat și chestii genul. Bun. Mă și mă întreabă la fel. It is available. Știu că am mai vorbit pe faza asta pe live, dar vreau să fac un vlog special în care se explică probabil oamenii nu se uită la live, că live-ul fiind lung. Vreau să fac un material scurt în care să vă explic toată întâmplarea mea cu această țeapă. Și eu cred că e țeapă. Dacă voi credeți că nu e țeapă, treaba voastră, dar eu cred că e țeapă. Vânzările pe marketplace. Și nu cred că pe marketplace, că merg mai multe. Mai multe site-uri merge treaba cu vânzările. Dar de unde să aibă omul ăsta, altă întrebare care am fost, de unde să aibă omul atât de multă încredere în mine încât să-mi trimită produsul, încât să-mi banii, nu de a oferi produsul, știi? Altă întrebare întrebătoare. Mă Întreba, dacă e valabil, eu spun yes, da? Uh, care este condiția camerei, ceva de genul, de condiții este very good, I just... Uh, nu m-am folosit pentru live stream, dacă am creat cu camera asta, poveste de viață, cred că acolo am filmat mai mult cu ea și mă gândesc că a filmat câteva ore camera asta de când o am eu. Îi verificasem proiectele când am cumpărat-o, erau foarte puține, foarte puține. Și am făcut câteva poze, deci camera nu e lovită, nu e zgâriată, pe nicăieri, nu are niciun fel de problemă. Singura chestie care m-a dat la camera asta, că nu am stabilizare. Și pentru stabilizare aș fi dispus să vând camera, cu obiectivul kit, bineînțeles, și să mai pun ceva bănuți și să-mi iau o altă cameră. Deci asta era scopul vânzării. Bun, i-am spus că să vină să testeze cum vrea el, că se poate testa camera cum vrei, în fine. Ăsta la fel, mă. Ăsta la fel. Vrea să-i trimit camera. Pune că mă plătește tot înainte și că îmi dă 20 de lire pentru... Uh, pentru, pentru a trimite camera nu știu unde și pentru insurance. Bă, acum mă uit eu la ăsta și mă uit la asta. Bă, ăsta, bă, să îmi dă 25 de lire cu 5 lire în plus. Și mă gândeam la un moment dat, bă, cu cui eu dau? Nu eu dau mai bine ăsta, că 5 lire în plus e drumul meu până la poștă, poate că, știi? Scriu amândoi, mă, scria când ăsta, când ăsta, când ăsta. Când ăsta. Mă bătea la ochi. Toți vor prin asta. Accept ban transfer, spun că de acord, așa, ce ban transfer, îi spun că nu, ok. Bun. Mi se păru că și ăsta tot aia vrea, Bani transfer, tot ban transfer și tu ai spune că nu îi trimit prin banc. cu timp, cu vreme, terminăm cu ăștia doi, da? Până aici mi se părea țeapă curat. De ce? Pentru că, în primul rând, atunci când el îți face bank transfer, Îți face bank transfer, da? Dar poate să spune după la bancă și nu sună, mi se pare că are termen de nu știu câte zile să sune la bancă și să înceapă o investigație pe tema asta. Acum nu știu eu exact, dar probabil puteți să scrieți voi în rubrica comentarii în cazul în care știți. Din ce știu, banca îți poate, re, re îți poate înapoia banii pe chestie. Adică trebuia doar să-l trimite prin poștă, că după aia se ocupa el cu banca în așa fel încât să-și ia banii înapoi. Înțelegeți voi? Se ocupa el cu banca în așa fel încât să ia bani înapoi. Dărea bloc pe Facebook și toate alea și mai caută-l de unde, că n-ai de cum să-l mai găsești. Înțelegi? Cum stă? Mi s-a părut uh, cu dute vinul și am că nu mai, nu mai dau. nu nu mai trimit prin poștă. Mai departe. Să vedem cine mai vine. Uh, domnișoara Linda ieri îmi scrie. Dacă e a verba, ies. Uh care locația presto îi scriu eu. Can you ship it? No. Direct, da? Nu mi-a dat bloc, nu? Nu, nu mi-a dat bloc. Care eram, că mi-a dat unul bloc. Hai, ies, nu știu ce, nu știu ce. I don't să it, bat post. Le spun direct că, de, 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 la un moment dat, oamenii, direct, dacă poți să trimiți. Ieri, acest tânăr domn mi-a scris, bă, nu i-am mai răspuns. Nu i-am nici poză de profil nu au, avut. Aveți mare grijă cu cine faceți afaceri. Bun. Acum, mi-a mai scris cineva, mi-a aduc dar la mi-a dat bloc direct. După ce i-am spus că nu trebuie în poștă, bloc direct. Deci nu altceva. Mă dacă e available, yes, yes, tu, da, tot mă întreabă dar ce condiții are produsul, very good. așa, dacă vreau să-i trimit, să trimit camera fiului ei. Bă, deci te ia cu din asta, mă. te ia cu din aia că uh, lui fiul meu este ziua fiului meu să te emoționezi într-o oarecare măsură, ca și cum ai vrea tu să participi la acea surpriză pe care ea vrea să o facă fiului ei. Hm? Vrei să participați la acea surpriză? Nu fie. Mă întreb dacă folosesc PayPal. Bă, aici cu paypal o putem. Uh, I-am zis că folosesc TimeStream. Dacă vreați să trimită banii pe TimeStream, da, facem treabă. De ce? Din cauza simplu că foarte multe persoane dintre voi mi a trimis donații, după care v-ați retras banii. Tot respect, odată ce am n-am vorbit niciodată despre chestia asta, nici măcar nu uh, am o pasiune din a. Adică, le mulțumesc tuturor celor care mi-au donat, care mi-au trimis ceva, dacă mi-au donat ceva. În rest, dacă cineva decide să-și. Uh, retragă banii, problema lui, adică nu știu ce să zic, rege pentru o zi <laughs> pentru 5 minute, pentru că te-ai apărut pe ecran acolo, nu știu ce să zic, asta e acum, ce vreau să vă zic e faptul că uh, să fiți mare atenți, să fiți tare atenți la aceste măgării, care uitați-vă cum arată, vor pe Paypal banii, le trimiți banii după care își fac refund. Lumea evoluează și țepele evoluează. În cazul în care locuiți în Anglia, probabil nu o să dureze mult până se propagă acest gen de țepuială, să zicem așa, și în România. Probabil îți dă o adresă și un nume pe o adresă. La adresa aia nu, nu mai locuiește el sau locuiește un prieten de-a lui sau locuiește un nume care nu există sau nu a locuit niciodată, dar numai că trimite la o adresă. Când ajunge poliția, dacă e să ajungă poliția, de bătaie multă de cap. Să ajungă poliția să facă investigație pentru camera ta. Deci măcar nici numele ăsta nu există. Foarte mulți, dacă pot să dau click aici să vă arăt. Deci conturile astea de Facebook nu există, practic. Nu știu cum să vă arăt, nu știu cum să vă arăt, dar conturile astea, de Facebook nu există, există doar poze de profil, nu există de multe ori poze de copertă, au ceva prieteni, sunt înscriși de mult pe Facebook, ca să nu se dea tare de bănuit, dar se vede un profil real față de un profil non-real, înțelegeți? Deci cam atâta vreau să vă spun, v-am făcut episodul ăsta mai scurt în, ca să vă explic cum se dă mai nou țeapă în Anglia, așa că aveți grijă ce cumpărați și cum cumpărați și nu decideți să trimiteți prin poștă că una la mână, dacă plătești PayPal poți să-și dea refund, să-și ia banii înapoi și tu tot mai trimiți camera și el beneficiază de cameră, da? Una la mână. Doi la mână, un PayPal se, face, se poate face cu o adresă de mail foarte ușor și e bătaie multă recap să-ți recuperezi bani de la el. Plus că s-au gândit ei foarte bine în așa fel încât să nu reușești să ajungi la persoana care a făcut afacerea, înțelegi? În cazul în care vreți să vă feriți de țepuieli, eu v-aș ruga să fiți atenți la aceste erii pe care băieții uite că le fac și probabil decât se duci la muncă, unii asta fac. Supraviețuiesc din chestia asta. Da? Uite că supraviețuiesc. Nu știu dacă știați de o pagină pe care se numește Adrian Cox. Așa arată ea. Suntem peste 150.000 de urmăritori pe pagina asta. Cazul în care vreți să-mi dați un follow ar fi bestial și de un foarte mare ajutor în ceea ce reprezintă regele King. Puteți să apăsați și butonul de like în cazul în care vreți tot în cazul în care vreți. Aveți un link în descriere care vă duce la toate site-urile mele de social media. Și da, trebuie să vă urmărești la story pe Insta în cazul în care credeți că uh, se merită să stați la curent cu tot ceea ce reprezintă acest uh, rege king. Da? Instagramul meu uh, arată cam așa. Aici mai pun poze cu camioane. azi o postare pe asta. Și mai pun câte o poză din când în când cu ceea ce urmează. În, în principiu vă țin la 3.80 cu ceea ce urmează să fie postat pe acest canal. Asta vreau să vă spun eu pentru episodul de astăzi. Aveți și nevoie de, de trupurile voastre pentru că vedeți și voi foarte bine. Unii în loc să meargă la muncă, se gândesc cum se facă bani și să pierzi 850 de lire e ceva, adică înțelegeți voi. Verificați foarte bine profilele, verificați altceva, nu știu ce puteți să verificați. Verificați dacă în zona de unde cumpărați voi produsul mai sunt. Pentru că găsisem după aia, am verificat, bă, în Londra, zic, în Londra chiar nu mai sunt camere și ăsta se găsi, se cumpere de la mine. Adică, tocmai din Londra, în Londra nu găsesc ei chestii și cumpără de la mine din Preston, știi? Când dau click acolo, găsisem și iar cu... Fără obiectiv, doar badiu, găsim badiu cu vreo 700 sau ceva de genul, știi? Da. Asta vreau să vă spun pentru asta, dragi oameni buni. Aveți nevoie de, voie și de trupurile voastre, că uite, lumea face bani pe spatele nostru și noi trezim la 3 dimineața ca să muncim și să ne cumpărăm ceea ce vrem să ne cumpărăm, dacă vrem să ne cumpărăm. Vă pun și vă doresc o zi minunată.